Fracțiunea PSRM vine cu o inițiativă legislativă pentru reducerea salariilor deputaților. Deputatul Partidului Socialiștilor, Vlad Bătrânci, a anunțat astăzi că un proiect de lege în acest sens va fi în curând înregistrat în Parlament. El a menționat că socialiștii întotdeauna au susținut creșterea salariilor lucrătorilor din sfera bugetară. Cu toate acestea însă, în situația în care plățile salariale lunare ale medicilor, pedagogilor și altor categorii de bugetari sunt deocamdată departe de ideal, ideea de a majora salariile aleșilor poporului este una incorrectă și ar trebui de urgență anulată. Bătrânci a subliniat că este vorba despre reducerea salariilor doar a deputaților și nu a tuturor colaboratorilor Parlamentului. Guvernul în proiectul lor a introdus pe lângă toate instituțiile publice și Parlamentul Republicii Moldova. Fracțiunea socialiștilor iese cu inițiativă ca acest proiect să fie modificat și deputații din Parlament să fie incluși. Atenție, nu Parlamentul Republicii Moldova, doar deputații, de aceea că Parlamentul Republicii Moldova, pe lângă la acei 101 deputați, este și secretarul Parlamentului, sunt profesioniștii care muncesc în comisii permanente, sunt acei care fac activitatea Parlamentului mai productivă, este personalul tehnic care are grijă de această instituție. Vicepreședintele Parlamentului de asemenea a amintit că PSRM este unica forță politică din țară care pledează mereu pentru echitate socială, solicitând majorarea plăților salariale pentru acele categorii de persoane care cu adevărat au nevoie de ele. Noi socialiștii mereu am stat pe poziții de echitate socială și am fost mult mai consecvenți decât cei care astăzi încearcă să facă un PR public și aruncă doi bani în spațiu public. Și astăzi cei care au stat bine la călduță în guvern ne citesc lecții. Ceea ce este corect, ceea ce nu este corect. În concluzie, deputatul a subliniat că există categorii de persoane care au cu mult mai mare nevoie de majorarea salariilor, iar deputații în această listă nici pe departe nu sunt primii. Tocmai din acest considerent, această decizie trebuie să fie anulată și cu cât mai rapid, cu atât mai bine. Și președintele țării, Igor Dodon, a salutat inițiativa PSRM de anulare a creșterii salariilor deputaților. Potrivit șefului statului, prioritar pentru actuala guvernare trebuie să rămână majorarea salariilor celor cu venituri mici. A pensiilor trebuie făcute drumuri și finanțate alte proiecte ce țin de asigurarea unei vieți mai bune pentru cetățeni. Igor Dodon susține că prin această inițiativă socialiștii au demonstrat care este diferența dintre vorbe și fapte, în timp ce deputații PAS s-au limitat din nou la show pe Facebook, fără să depună o inițiativă, sperând că o să rămână cu salariile majorate, dar și cu beneficiile unui PR populist. Au rămas fără ambele, a menționat el. Amintim, la 1 ianuarie 2020, salariul anumitor categorii de bugetari, printre care și cel al deputaților, a fost majorat. Amendamentul la legea bugetului de stat, care a permis majorarea salariilor deputaților, a fost introdus în luna decembrie a anului trecut.